Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu anunță că un nou proiect important pentru Timișoara este mai aproape de realizare. CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru construcția variantei ocolitoare Timișoara Vest în lungime de 13,9 km. Acest nou drum național va avea 4 benzi, câte 2 pe sens, iar pe traseul lui vor fi construite inclusiv 4 noduri rutiere, 2 pasaje și un pod. Construcția variantei ocolitoare Timișoara Vest are o valoare de 1,41 miliarde de lei, o durată de maximum 30 de luni, dintre care 6 luni proiectare și 24 de luni execuție și va asigura legătura între actuala centură a municipiului și varianta de ocolire Timișoara Sud, care urmează să fie finalizată la sfârșitul lunii august 2024. Contractul este finanțat prin programul Transport 2021-2027 și va putea fi semnat cu antreprenorul turc în termen de 10 zile, dacă nu vor exista contestații.